Suntem la premiera documentarului Testamentul Roșu, la care dumneavoastră ați scris scenariu și apăreți și în film, ca unul din personaje, ca să spun așa. Spuneți-mi cum a fost toată trecerea asta de la povestea pe care ați mai abordat-o în cărțile pe care le-ați scris la scenariul unui film și iată acum la film. Cred că a fost rodul întâlnirii cu regizorul, cu Constantin Păun. Proiectul e mai vechi. Inițial îl discutasem cu maestru regretatul Andrei Blaier, numai că soarta a avut alte planuri. Și a rămas, cred că mai bine de un deceniu, în gestație sau în sertar. Și la câteva întâlniri cu Tică Păun am abordat și subiectul ăsta și s-a legat, am intrat pur și simplu în rezonanță. Și am preluat ceea ce scrisesem în tehnici de manipulare, am adaptat împreună cu el, gândindu-ne cam ce ilustrație va urma să aibă, și apoi a fost munca lui uriașă de a cerceta, de a căuta în arhive, în principal Arhiva Națională de Filme, dar și în colaborare cu Centrul Cinematografic al Armatei, de a căuta materialele care să argumenteze vizual, audiovizual, ceea ce scrisesem eu. Și cred că a reușit, sau cel puțin eu sunt, admir efortul lui în a sta zile în șir, săptămâni, luni de zile și de a viziona sute de ore de film până să selecteze imaginile cu pricină. Este un subiect foarte actual. Cum e paralela asta, atât trecut și prezent? Păi asta spunem și noi, că de-aia am și făcut filmul. La un moment dat și Tică Păun era de părere că ar trebui totuși să-l aducem și în realitate, dar, mă rog, cred că nu era cazul și mai ales acum, măcar filmul ăsta se dea cu noua cenzură, poate, aveam probleme cu difuzarea, dar e loc de o continuare, o revenire spre a vedea cum au evoluat tehnicile de manipulare utilizate în regimurile care își doreau un control total asupra populației, mă refer la regimurile totalitare care au dispărut, și cam ce fac diverse personaje, entități care au cam aceleași idei, că lumea asta o cam ia razna și ar trebui controlată foarte bine ca să nu permită derapaje de la ce societate vor să facă domniile lor. După atâția ani de cercetare, la ce concluzie ați ajuns? A existat acest document sau a fost o manipulare? Da, este o chestiune care nu poate avea un răspuns exact. Am discutat și cu profesori din mediul universitar polonez, spre exemplu, ei chiar predau la universitate acest testament roșu și, din punctul lor de vedere, au sesizat anumite inadvertențe istorice acolo, ceea ce au dus la concluzia că ar putea fi, la rândul lui, o manipulare a manipulărilor, dar ideea este că ceea ce cuprinde conținutul Testamentului Roșu e de fapt o rescriere foarte concentrată, ideile principale ale politicii KGB-ului, în general Partidului Comunist, al sistemului totalitar, de a instaura un control total asupra populațiilor, popoarelor din așa numitul lagăr sovietic. Deci ceea ce cuprinde Testamentul Roșu este real și trebuie studiat, trebuie discutat, și cum s-a văzut, am găsit suficiente documente de arhivă care să argumenteze ceea ce cuprinde. Dacă este real, noi nu l-am găsit, n-am găsit originalul spre a-l filma,
dacă este real sau nu este, asta probabil va fi o discuție la fel cu cea referitoare la testamentul lui Petru cel Mare, care în esență cuprindea principalele direcții de acțiune ale imperialismului rusesc, dar a fost o mare discuție dacă a fost într-adevăr scris de Petru cel Mare sau a fost o, mă rog, scrierea unui general polonez care încerca să avertizeze opinia publică din țările occidentale asupra pericolului rusesc. Pentru că documentarul va intra în cinematograf, aveți un mesaj pentru spectatori? Eu aș invita să vadă documentarul, să vadă și aceste imagini de arhivă. Din punctul meu de vedere, ele însele sunt demne de a fi vizionate și îndemn la reflexie să vadă dacă în diverse alte forme noi, în minunata lume nouă democratică în care trăim, nu suntem sau nu există în această lume diversi regizori care își doresc să fie demiurgi și să creeze ei la rândul lor niște oameni noi după modele pe care și le imaginează ei.